Bun găsit! Cei mai mulți adulți au cel puțin un dinte lipsă, iar de obicei acesta nu este înlocuit cu nimic. Spațiul rămas liber duce în timp la înclinarea dinților vecini și la pierderea țesutului osos. Pentru a evita aceste complicații, cea mai bună soluție este înlocuirea dintelui lipsă cu un implant dentar cât mai repede. Implantul dentar este o rădăcină artificială realizată din titan, inserată în os, cu scopul de a înlocui unul sau mai mulți dinți. Implanturile sunt cea mai durabilă și estetică metodă de înlocuire a dinților lipsă. Ce trebuie însă să știm ca pacienți despre această procedură? Trebuie să înțelegem că implantul dentar are rolul unei rădăcini, deci trebuie să înlocuiască o rădăcină a unui dinte natural. Tocmai de aceea este indicat în momentul în care este un dinte care urmează să fie pierdut, să știm că acolo va fi un implant dentar pus. Adică, inclusiv ca și pacient, aici trebuie să preiei puțin, ca și pacient, responsabilitatea și a medicului. Sunt situații în care medicul unde urmează să se realizeze acea extracție nu are și pregătirea pentru implantologie dentară. Neavând pregătirea pentru a pune un implant dentar, este posibil să nu se ia deciziile cele mai bune în timp ce se scoate acel dinte. Deci primul lucru pe care trebuie să-l știm când vine vorba de implantul dentar este că atunci când urmează să rămânem fără un dinte care este stricat, este bine să venim deja la un medic specialist în implantologie orală care are pregătirea să ne și înlocuiască acea rădăcină naturală cu una artificială din titan care este implantul dentar. Deși presupune mai multe etape, procedura de implant dentar este simplă, iar la final pacientul va obține zâmbetul mult visat. Trebuie să pornim de la momentul în care pacientul este pe scaun, urmează să facem o extracție a unui dinte. În momentul în care evaluăm radiologic dintele, putem să ne dăm seama cât os mai există în jurul acelei rădăcini. În funcție de cât os mai există în jurul rădăcinii, eu ca și implantolog pot să-mi imaginez, ok, îndepărtez rădăcina, am unde să pun un implant dentar în aceeași ședință. Asta este primul gând pe care l-am eu ca și medic specialist în implantologie orală. Al doilea gând este, pot să pun și o coroană provizorie pe acel dinte imediat sau nu? Am întâlnit destul de mulți pacienți care au ajuns la soluții gen proteză sau punte dentară, când acolo ar fi mers foarte ușor un implant dentar. Dar sunt și preconcepții, din păcate, din lumea medicală, adică chiar și sunt medici stomatologi care chiar și în ziua de astăzi nu recomandă implantul dentar în anumite situații. Și îi transmit pacientului informații de genul, domnule pacient, la tine nu merge implantul dentar în zona respectivă. Aici trebuie puțin un exercițiu de sinceritate și din partea noastră ca și medici. În momentul în care este un caz foarte complex, cel mai corect este să spunem, uite, în situația asta, dacă te operez eu, poate nu avem succes cu implantul dentar. Doamna Camelia Rusu este stabilită în Marea Britanie de mai mult de 8 ani. Lucrează într-un domeniu în care socializarea și discuțiile cu oamenii față în față sunt prioritare. Tocmai de aceea a decis că este momentul ca zâmbetul ei să se schimbe. În primul rând că lucrez cu oamenii și am nevoie ca și vorbesc foarte mult cu oamenii și am nevoie ca în momentul când zâmbesc, când vorbesc, să se vadă un zâmbet frumos și o dantură corectă și frumoasă. Inconvenientul care îl aveam era faptul că implantul sau tratamentele erau pe lungă durată, chestie care nu m-a avantajat cu serviciul, nici cum. Am accesat internetul și am văzut această clinică imediat fast and, you know, and furious. Da, deci o chestie rapidă care îți permite să îți reiei activitatea și îți permite să îți continui viața așa cum ai făcut-o înainte, dar mai confident, pentru că arăți altfel, poți vorbi, poți mânca, poți zâmbi și, de ce nu, poți, imaginea contează foarte mult. Desigur, nu numai imaginea contează, contează să avem o viață de calitate. Foarte mulți români preferă să nu apeleze la implanturi, deoarece le consideră un serviciu de lux.
În realitate, lucrurile nu stau tocmai așa. În ultimii ani, observ că pacienții au început să înțeleagă mai bine partea de implantologie dentară și sunt de acord să apeleze la această soluție modernă. Totuși, procentul celor care aleg să-și pună implanturi dentare și aleg să aibă dinți fixi și să renunțe la proteza aceea care este și inestetică și incomodă și care și distruge osul în timp, este destul de mic. Adică sunt cu siguranță pentru fiecare pacient care vine și acceptă un plan de tratament cu implant dentar, mai există măcar 20 de pacienți care stau și se chinuie fără dinți, deși și-ar permite acest lucru, pentru că desigur ne lovim și de aspectul de buget. Adică implantologia orală peste tot este o area a stomatologiei care este foarte înalt tehnologizată și unde echipa medicală trebuie să fie foarte pregătită și clinica trebuie să fie foarte pregătită și dotată. Adică totul când tragi linie se rezumă desigur la bani. Adică trebuie o investiție foarte mare în tehnologie și în pregătirea echipei, astfel încât să poți să dai soluții complexe pacienților care au nevoie de ele. Acestea vin cu un cost. Acest cost în ultimii ani, deși tehnologia a avansat, a rămas cumva constant sau chiar a scăzut puțin, tocmai pentru că au început din ce în ce mai mulți pacienți să apeleze la soluția de implant dentar. Implantul dentar durează o viață dacă se respectă controlele periodice recomandate de medicul specialist și se poate face indiferent de vârstă. Rămâne cea mai bună soluție de restaurare dentară atunci când ai pierdut un dinte și îți dorești un zâmbet complet funcțional. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.